Bine v-am găsit, dragii mei! Este joi și așa cum v-am obișnuit într-o zi de joi, o să vorbim cât putem de multe legate de săptămâna aceasta și de săptămâna viitoare. Și, bineînțeles, o să încep cu câteva anunțuri, tocmai pentru a clarifica unele îngrijorări pe care nu le dorim, sau întrebări mai multe, și în felul acesta profit de ocazie prin intermediul acestui canal de YouTube să vă răspund mai multora acelorași întrebări. Legat de evenimentul Extravaganța, răspunsul a fost foarte rapid și foarte, să spunem, copleșitor. De fapt, ca în fiecare an, sunteți mulți cursanți de-ai noștri, sunteți mulți clienți de-ai noștri, sunteți oameni minunați cu toții care doriți să ajungeți la acest eveniment și noi vă mulțumim pentru încrederea dumneavoastră. Singura problemă de anul acesta, să-i spunem problemă, într-un fel este pentru siguranța noastră a tuturor, deci nu este un lucru rău, este că în urma dezastrului de la colectiv, bineînțeles cu controlele de rigoare în toate hotelurile și în toate sălile acestea de conferințe, s-au luat niște decizii foarte importante de către managementul hotelier, cum că aceste săli de conferință care au un anumit număr de uși să aibă în funcție de aceasta posibilitatea de a găzdui un anumit număr de oameni. Chiar dacă noi am păstrat hotelul Capital Plaza, pentru care și sălile mari și am luat sala cea mai mare și de data aceasta, totuși numărul este mai limitat, numărul de persoane permise înăuntru este ceva mai limitat decât anii trecuți. Astfel încât mi s-a pus în vedere că avem voie numai 70 de persoane odată în această sală cea mai mare. De fapt, sunt două săli reunite. Așadar, noi am atins acest număr pentru data de 13 ianuarie. Sigur, nu este o problemă pentru că noi am găsit o soluție, ca în toți anii de fapt, să mai ținem un eveniment Extravaganța la două săptămâni distanță de acesta din București, tot la hotelul Capital Plaza, pentru că este mai aerisit spațiu și ne convin condițiile, pentru a vă găzdui acolo și a avea, cum am spus, condițiile necesare să vă simțiți bine și să fie deci și loc și tot ce ne trebuie nouă. Așadar, pe 27 ianuarie, tot începând cu ora 11 dimineața, pică tot într-o sâmbătă, sper să ne înțelegeți, pentru că nu avem cum altfel să facem, toți cei care veniți din acest moment să vă înregistrați pentru acest eveniment Extravaganța, să vă înscrieți, adică, veți veni, dacă puteți și vă doriți, pe 27 ianuarie, pentru că data de 13 este completată. Practic, cred că mai e un loc, dacă nu mă înșel. Dar oricum, acesta este nesemnificativ. Deci, cel mai bine este să știți că această dată este deja fixată de noi și rezolvată. Tot la hotelul Capital Plaza, care este pe Bulevardul Iancu de Bunedoara, numărul 54, în București. Este foarte central, este zona Perla Dorobanți. Cred că deja toți cei care ați venit anii trecuți îl știți. Asta este, îmi pare rău că nu s-au putut băga în sală 100, cum a fost anul trecut, dar nu-i nimic, este, cum am spus, pentru siguranța noastră și până la urmă toți ne vom simți mai bine și mai vom avea spațiu mai mult de desfășurare, de mers, de... Ați văzut și dumneavoastră, vă întâlniți după atâta perioadă de timp, uneori vă vedeți numai o dată pe an, cursanții între ei. Suntem ca o mare familie. Eu de-abia aștept întâlnirile cu dumneavoastră. Și suntem onorați, încă o dată vă spun, și vă mulțumesc pentru că acest răspuns a fost totuși foarte rapid din partea dumneavoastră. Sigur, eu voi veni cu tot ceea ce dumneavoastră m-ați rugat și deja s-au produs și înscrierile, deci aproape o să se închidă lista. Aproape spun pentru că pe la sfârșitul lui octombrie, vă anunț de pe acum, se va închide și lista cu cărțile pe care vi le doriți și pe care eu le aduc de acolo, și anume cărțile pentru Zodii, da?
jurnalele și almanacul sau calendarele, da? Calendarul pentru 2018. Așadar, încă este deschisă lista. Cei care sunteți doritori, să știți că înscrierea se face prin achitarea sumei respectivei cărți pe care vă doriți. Nu este suficient să-mi dați doar un SMS, trebuie ca eu să vă confirm că am primit SMS-ul și, sau eventual să avem o discuție telefonică scurtă și trebuie achitate pentru că și eu le achit la rândul meu la o dată fixă. Da? Ele mă așteaptă acolo și vi le aduc dumneavoastră la evenimentul Extravaganța. Fiecare le veți primi, așa ca și în ceilalți ani, cum sunteți obișnuiți, acolo. Bun, sigur că la evenimentul de pe 13 ianuarie este foarte adevărat că toți participanții au întâietate la aceste remedii pentru 2018. Sigur că noi avem în vedere faptul că ținem și o a doua Extravaganța și sperăm din tot sufletul să putem să onorăm dorințele dumneavoastră legate de remedii și la al doilea eveniment. Este posibil ca unele remedii, nu știm care, bineînțeles, să nu fie disponibile la al doilea eveniment din cauza epuizării lor la primul eveniment. Este posibil. Ne dorim să nu fie așa. Dar și dacă se întâmplă acest lucru, vreau să vă asigur că noi întotdeauna avem grijă ca undeva, să spunem, cel târziu prin luna martie, pentru că, să nu uităm, anul nou chinezesc este în mijlocul lui februarie și știți că toată Asia este cam blocată pentru două săptămâni, ei sărbătoresc primele 15 zile ale anului nou chinezesc, adică exact până la sfârșitul lui februarie. Ei nu lucrează între datele de 15 februarie și 28 februarie, 1 martie, nu mai lucrează nimeni, nici în Kuala Lumpur. Bine, lucrează companiile, anumite companii, anumite bănci, dar este foarte rară situația. Peste tot este această situație în Asia și atunci, sigur că toate aceste pachete pe care noi le așteptăm vor veni de-abia spre finalul lunii martie. Deci toți cei care vă veți dori anumite remedii la al doilea eveniment și cumva nu le veți mai găsi, da, pentru că și noi aducem într-un număr limitat, nu-i nicio problemă, le veți putea obține pe la sfârșitul lunii martie. Deci nu va trece chiar atât de mult timp încât să spunem, da, trece o lună, e adevărat, de la noul an chinezesc. Bun. Acestea fiind zise, mai am un singur anunț de făcut și, sigur, cu explicația de rigoare, nu vreau să vă plictisesc. Trei cursante de ale noastre ne-au notificat, ne-au contactat că despre o emisiune pe care, sigur, cumva așa forțată de împrejurări, a trebuit să-mi fac puțin timp și să o vizionez, da? Trebuie să vă spun că nu cu foarte mare plăcere, da? Se pare că deranjăm foarte tare anumite persoane. Și până la urmă, probabil că asta ar trebui să mă bucure, să știți că eu am o stare din aceasta de detașare, aș numi eu. Deci nu am decis să nu mă mai enervez, să nu mai... Trebuie însă să vă țin la curent cu lucrurile legate de minciuni. Deci, nu pot să nu zic că mă afectează minciunile. În condițiile în care, în cadrul unei emisiuni, la un post pe care noi am decis să-l părăsim și bine am făcut, mă bucur din ce în ce mai mult pentru această decizie inițială a mea, da, pe care a abordat-o imediat și Marian, de aceste minciuni sfruntate care se spun, atacuri subtile de data aceasta în cadrul acestei emisiuni la maestra noastră, Lilian Tu, care clar este cea mai bună maestră la ora actuală, cel puțin din cei mari, 6 sunt, țin să-i spun domnului respectiv, pentru că unul a decedat, a plecat, Yap Chen Hai, marele maestru Yap Chen Hai, care a fost prieten la cataramă cu maestra Lilian Tu, se ajutau reciproc și se sfătuiau reciproc, a decedat cu ceva timp în urmă, deci nu mai este printre ei, ca să-l considerăm, da, a fost și rămâne, sigur că da, însă nu mai este fizic printre noi. Iată cum multă lume este neinformată, să spunem. Deci, întâmplarea face, și asta este și durerea lor, că eu îi cunosc foarte bine pe acești doi invitați, o doamnă și un domn,
nu numai că îi cunosc atât de bine, pe unul dintre ei îl cunosc din imediat după adolescență. Îi cunosc parte din familie, ne vizitam pe vremuri, da, și a ales să fie trădător. Din păcate, îl salut cu această ocazie, eu am numai gânduri bune și nu trebuie să conving de acest lucru, însă vreau să spun că s-au zis niște lucruri acolo și greșite, dar și minciuni sfruntate. Iar cealaltă doamnă, care n-a pășit vreodată în Malaezia și care are tupeul nemărginit să declare că a stat la masă cu Lilian Tu, da, când acest lucru nu s-a întâmplat. De ce nu s-a întâmplat? Pentru că nefăcând un curs cu maestra, nu poți sta la masă cu ea. E foarte simplu. Celălalt domn, la fel. O minciună sfruntată că a stat la masă cu Lilian Tu. Nu știu de ce vă lăudați cu aceste lucruri. Înseamnă că sunteți foarte nesiguri pe voi. Și dacă asta este măsura valorii voastre, că ați stat la masă cu cineva și nu puteți să dovediți altfel că sunteți buni, e foarte trist. Așa că pe doamnele cursante care ne-au notificat despre această emisiune, le spun cu mare drag, le salut și le spun, stați liniștite. Din păcate, cum să vă spun, eu nu am să fac vreun tam-tam pe acest subiect. Nu mai este nici măcar o dezamăgire, este o stare din asta de... nici scârbă nu pot să-i spun, pentru că este mult prea mult. Însă fiecare este pe drumul lui, fiecare este ales de clienții lui în funcție de cum rezonează sau de cursanții lui. Acolo s-au adunat ei o șleactă așa de mincinoși. Asta este alegerea lor. Cu asta rezonează toți aceia și cu asta eu am încheiat. Da? Pot să vă spun doar că și față de ei, chiar și așa, am gânduri foarte bune, adică nu am nimic concret cu ei. Dacă pe ei a surprins faptul că eu mă întorc în România să fac ceea ce îmi place și cumva i-a deranjat acest lucru când ei încă nu se apucaseră de mult. Una dintre ei a fost cursanta noastră, spre rușinea noastră, pentru că a avut niște probleme, niște antecedente, în fine, de un anumit fel și noi am aflat prea târziu. Asta este. Asta nu înseamnă că noi o susținem sau, din păcate, nu mai avem cum, pentru că s-au spus niște aberații de atâtea ori din partea ei, încât asta este. Da? Deci, am vrut să, mă rog, răspund cumva la aceste rugăminți de a da o replică, să spunem, cu toate că nu este musai să o fac de fiecare dată, de aceea am abandonat și cu doamna cealaltă care alesese să ne atace foarte vehement pene, nu știu de ce, da? O deranjează prezența noastră, probabil, ceea ce până la urmă nu e decât de bine. Deci fiecare este liber să-și aleagă, să spunem, hai să nu spunem maestru, pentru că suntem, cred că, departe de acest titlu pe care până la urmă ni-l dau alții, cei de deasupra noastră, dar, să zicem, cei care vă îndrumă, da? Deci cei care vă îndrumă, dumneavoastră vi alegeți, toți care privesc emisiunile pot să aleagă, să vadă cu cine rezonează, de cine le place, ca să spunem așa. Deci, până la urmă, asta este. Știu că noi practicăm această școală cu mare succes și nu este vorba numai de școală. Feng Shui-ul este unul singur, dragii mei. Paciul la fel, da? Metafizica chineză la fel. Deci, noi nu vom spune niciodată minciuni, pentru că oricând pot fi depistate, în primul rând, și nu suntem noi genul. Încă ceva pentru aceste două persoane. Pașapoartele noastre vorbesc foarte clar și cele expirate, și eu le pot aduce oricând, acelea tăiate, știți, expirate, care au vize nenumărate de Malaezia pe ele, da? Și de Hong Kong, în cazul soțului meu. Eu n-am ajuns în Hong Kong, că n-a fost cazul, a ajuns el. Deci, multe și multe alte țări, mă rog, dom'le, oare ei pot să facă asta, să-și arate pe pașaport aceste vize, dacă totuși se laudă atât de tare și simt, ei tot timpul simt nevoia, chiar dacă sunt invitați în vreo emisiune pe la canalul ăsta,
tot timpul simt nevoia să spună despre drumurile lor, da? Aduceți fraților dovezi măcar. Susțineți-vă punctul de vedere dacă totuși vreți să epatați cu acest lucru. Sau dacă nu, vedeți-vă de treabă, că și așa nu cred că vă mai crede multă lume. S-au dat seama mulți din auditoriu sau, mă rog, sunt foarte mulți care am înțeles că și schimbă, se uită așa de curiozitate să vadă ce e acolo și după aceea schimbă postul că nu mai suportă. Deci unii chiar și-au dat seama. Așa, am ajuns la săptămâna aceasta, ca să nu pierdem vremea, și vreau să vă spun că ne apropiem cu pași repezi de luna de câine. Noi, din punct de vedere al lunii solare, am intrat în luna de câine, dar nu de adevăratelea. Deci de adevăratelea este luna lunară, da? Așa cum v-am spus noi și v-am informat de atâtea ori. Luna cu adevăratele influențe începe undeva în jur între 15 și 25 ale lunii, atunci începe luna de zodie următoare. Deci, luna aceasta va începe în data de 20, luna de câine, care va fi o lună ca preambul, să spunem, o lună care se va desfășura cu anumite trăsături, cu anumite caracteristici și veți avea o viziune redusă, bineînțeles, dar o viziune asupra anului viitor, modul în care vă va fi în luna de câine. Pentru că anul viitor vom străbate un an de câine, sub elementul pământ yang, și spre deosebire de ceea ce a spus domnul acela în emisiune, o inepție, că nu pot să o numesc altfel, nu este vorba despre mlaștină, hello, ați învățat prost. Ați învățat prost și v-a învățat acel, așa zis, maestru foarte prost, mlaștina nu ține de pământul yang, acel pământul yang este muntele, dragii mei, este ceea ce ne susține, stabilitatea. Muntele, gândiți-vă, nu poate fi dărâmat ușor. Nici măcar de către apă. Da? Deci apa își face drum printre munți. Ea sapă, lin și în timp îndelungat. Dar n-are cum să-l dărâme. Muntele nu-l poate dărâma nimeni decât dacă un cutremur din acela îngrozitor de se dărâmă pământul până la urmă. Deci pământul yang este poate cel mai puternic element și urmat apoi, sigur, de apa yang. Deci, atenție la ceea ce declarăm și la ceea ce învățăm pe oameni. Asta mai mult aș spune că mă doare. Faptul că oamenii ar putea învăța greșit. Cei care îi ascultă pe acești neinformați sau care nu au învățat cum trebuie, nu au baza aceea adevărată, oamenii aceștia pot să fie informați greșit și apoi foarte greu le scoți din cap ceea ce au aflat și ceea ce li se pare eventual extraordinar, pentru că n-au mai auzit până atunci. Și sigur că m-au mai întrebat mulți cursanți, doamne, dar cum o să știe unii oameni, că cursanții noștri au făcut alegerea, evident, cum o să știe unii oameni când se spune o inepție? Păi filtrând pur și simplu prin logica lor, sperând că o au, sigur, unii au mai multă, unii mai puțină, unii au citit mai mult, unii mai puțin, unii deloc. Nu putem să băgăm informația cu forța în creierul unora. Este pur și simplu o alegere. Cu cine vor rezona? Asta este tot. Deci, este o lună foarte importantă, o lună puternică. Luna aceasta de câine care va începe pe 20 octombrie și vom vorbi, vă promit, săptămâna viitoare foarte mai multe, adică despre această lună, este pur și simplu preambul la anul viitor. Adică sunt niște caracteristici comune ale acestei luni de câine pe care o vom parcurge între 20 octombrie și 19 noiembrie, care ne vor arăta drumul nostru în funcție de cum ne merge nouă, ca zodii, ca oamenii în primul rând, ne va arăta drumul cumva al anului viitor pentru noi înșine. Deci foarte important să luăm aminte, eventual chiar să vă notați, anumite întâmplări bune sau mai puțin fericite din luna care va începe în 20 octombrie, să vedeți cum vă merge, pentru că o să, sigur că o să discutăm și despre energii, despre stele, sigur că da, nu vă las eu așa de ușor, dar vă spun că este cu niște caracteristici comune, da,
și cu stele, da, comune, deci energii, ca și cele ale anului viitor. Sigur, vor fi anumite trăsături, nu vor fi identice, pentru că chartul anului viitor va arăta într-un fel. Luna reprezintă doar un stâlp. Suntem totuși în an de cocoș, să nu uităm, și va fi lună de câine, da? Știm din start că, virgulă, câinele și cocoșul nu se înțeleg, da? Deci asta deja vă dă o analiză superficială, sigur că da, a următoarei luni, pe care o vom începe în exact o săptămână, deci exact cam de vinerea aceasta într-o săptămână va începe această lună a câinelui și vom vedea exact ce se întâmplă. Și ceea ce se întâmplă și pe Pământ, la noi pe Terra, vom discuta, sigur, ca și predispoziții și acelea vor fi anumite predispoziții și pentru anul viitor. Asta este un factor foarte interesant, pentru că se repetă niște trăsături, niște caracteristici și niște aspecte. Chiar pentru Pământul acesta mare, în care ne aflăm, care de fapt este foarte mic, iată, ne întâlnim uneori cu persoane, da, la care ne gândim sau despre care știm, dar pe care n-am apucat să le vedem și ne întâlnim în momente când nici nu ne așteptăm, dar Terra e foarte mare și cu toate acestea, da, ați văzut și voi, se mai întâmplă. Bun, haideți să vedem pentru ziua de mâine, pentru că ziua de astăzi, 12, am discutat-o data trecută. Ziua de vineri, 13, este o zi de cocoș, sub elementul apă, in, cu niște lucruri mai ascunse, da? Niște lucruri totuși importante în cazul celor născuți în zodia șobolan, pentru că șobolanul este extrem de bine aspectat mâine, vineri, este mai fericit, îi ies proiectele, îi ies toate planurile, îi ies foarte multe, nu numai planuri, ci și proiecte de viitor și tot ceea ce și-au dorit ei lăuntric se poate întâmpla. Este o zi foarte benefică pentru ei, nu numai din punct de vedere al energiei zilei, în cazul lor, dar și al zodiei, al cocoșului, care totuși îi ajută. Cocoșul cu șobolanul nu este cea mai fericită combinație, dar nici de cum într-una de dușmănie. Asta ca să clarificăm, pentru că am mai fost întrebați. Deci totuși cocoșul acesta nu vrea să se certe chiar cu toată lumea. Într-adevăr, nu se simte bine în compania câinelui, chiar dacă nu are o relație de contradicție, da? Deci sunt câteva relații în care sigur nu se simte în largul lui, de exemplu, iep cu iepurele, asta știm și noi pentru că sunt zodii contradictorii, dar nici cu câinele, cum vă spuneam. Se simte bine, sigur că da, cocoșul în compania șarpelui și în compania bivolului în mod normal, dar nici acolo, atenție, triunghiurile de alianță se aplică foarte puternic și prieteniile secrete. Contează mult însă, țin să vă spun, chartul fiecăruia, pentru că noi suntem tot chartul. Noi nu suntem doar stâlpul anului, noi nu suntem numai anul în care ne-am născut sau numai ziua în care ne-am născut sau numai luna în care ne-am născut sau numai ora. Noi suntem toate acestea. Și toate acestea vin cu elemente și cu zodii, da? Chartul este unul foarte complex în cazul fiecăruia și nu prea sunt repetitive, adică lucrurile sunt total diferite de la o persoană la cealaltă. Asta este frumusețea. De aceea, vedeți, toate aceste predispoziții pe care noi le discutăm sunt la modul general. Nu pot să generalizez pentru chiar toți șobolanii. De ce? Pentru că un șobolan e născut în an de lemn, altul e născut în an de pământ, altul e născut în an de apă, altul e născut în an de foc, altul e născut în an de metal. Deci, fiecare din cei 5 șobolani, de fapt, reacționează diferit cu elementul zilei și cu tot chartul zilei. Iată, m-ați înțeles acum, probabil. De aceea, nu tot ceea ce este pentru un șobolan se aplică identic și pentru un alt șobolan, n-ar avea cum. Dar ca și predispoziție generală, ziua este foarte bună pentru șobolani, în general, de orice vârstă ar fi ei, da? Sigur că vom discuta și despre remedii astăzi, atâta cât avem timp, însă încă ceva, remediile sunt bune tot anul, dragilor. Nu este numai pentru o săptămână anume un remediu pe care noi îl arătăm sau îl recomandăm. Acel remediu este bun pentru acea energie care vine în contact cu noi, fie că este lunară, fie că este a anului, fie că este a zilei,
Deci nimeni nu ne împiedică să le purtăm tot timpul, da? Sau să le purtăm când și când. Depinde cum ne afectează steaua respectivă.